V-am pregătit, bineînțeles, o nouă întrebare, veți vedea imediat despre ce e vorba, dar, așa cum facem întotdeauna, să vedem întâi răspunsul la întrebarea precedentă. Dar aveți două probleme. Prima este aceea că lichidul se evaporă, iar în condițiile din laborator, în 60 de ore, un vas plin se golește din cauza evaporării. A doua problemă este aceea că sunteți anunțat că, din anumite motive care nu ne interesează, echipa care aduce aparatura de analiză va întârzia foarte mult, va avea nevoie de mult mai mult decât 60 de ore pentru a ajunge, așa că trebuie să faceți tot ce puteți pentru a păstra o cantitate, oricât de mică, din lichid, cât mai mult timp. Dacă singurul lucru pe care îl puteți face este să turnați lichidul dintr-un vas în altul, de câte ori vreți, cum vreți și când vreți, care este intervalul de timp maxim la capătul căruia mai puteți avea încă măcar o picătură de lichid și cum trebuie să procedați ca să atingeți acest timp maxim? Viteza de evaporare a unui lichid depinde de mulți factori. De pildă de aria suprafeței de contact dintre lichid și aer, de temperatură, de presiunea aerului, de presiunea vaporilor lichidului în aer, precum și de mișcarea aerului de deasupra lichidului. Dar în condițiile descrise în întrebare, nu putem micșora viteza de evaporare decât prin micșorarea suprafeței de contact dintre lichid și aer. Și putem face asta într-un singur fel, având grijă să folosim tot timpul cât mai puține vase posibil. Cu cât lichidul se găsește în mai puține vase, cu atât aria suprafeței de contact dintre lichid și aer este mai mică și cu atât este deci și viteza de evaporare mai mică. Deci tactica trebuie să fie aceea de a turna lichidul dintr-un vas imediat ce e posibil acest lucru în celelalte vase. Dar inițial lichidul nu încape decât în 6 vase, așa că trebuie să așteptăm până se evaporă suficient încât lichidul rămas într-un vas să încapă în celelalte 5. Asta înseamnă că trebuie să așteptăm până când se evaporă a 6-a parte din lichid, pentru că atunci putem împărți cele 5 șesimi rămase într-un vas, turnând câte o șesime în fiecare din celelalte 5. Apoi, deoarece sunt 5 vase pline, trebuie să așteptăm să se evapore a 5-a parte din lichidul din vase, pentru ca să turnăm ceea ce a mai rămas într-un vas, adică 4 cincimi, în celelalte 4, câte o cincime în fiecare. Și procedura se repetă, așteptăm să se evapore o pătrime de lichid din cele 4 rămase, apoi o treime din cele 3 și când au mai rămas doar 2 vase, așteptăm să se evapore jumătate din lichid, adică o doime și turnăm lichidul rămas într-un vas în celălalt. Având acum un singur vas plin, din care, după cum știm, lichidul se evaporă în 60 de ore. Acum, dacă știm ce trebuie să facem, e foarte ușor de calculat după cât timp se evaporă tot lichidul. Ca să se evapore o șesime, trebuie să așteptăm a 6-a parte din 60 de ore, adică 60 împărțit la 6, 10 ore. Deci după 10 ore, lichidul rămas încape în 5 vase. În continuare, ca să se evapore o cincime, trebuie să așteptăm 60 împărțit la 5, 12 ore, după care tot lichidul încape în 4 vase. După 60 împărțit la 4, adică 15 ore, putem turna tot lichidul în 3 vase. După 60 împărțit la 3, adică 20 de ore, în 2 vase. Și după 60 împărțit la 2, 30 de ore, putem turna tot lichidul într-un singur vas. Și din acel moment mai avem 60 de ore până rămânem fără lichid. În final, putem calcula timpul total. 10 ore plus 12 ore plus 15 ore plus 20 de ore plus 30 de ore plus 60 de ore, 147 de ore. După cum vedeți, timpul total este aproape de 2 ori și jumătate mai lung decât timpul în care s-ar fi evaporat tot lichidul dacă îl lăsam în cele 6 vase. Iar 147 de ore înseamnă 6 zile și 3 ore,
putem spera să fie suficient. Sunt sigur că toată lumea a auzit despre un sport al minții numit cuvinte încrucișate. Unii le spun careurilor de cuvinte încrucișate, greșit, rebus. Rebusul e altceva, este diferit de cuvintele încrucișate, este un joc în care cuvinte sau silabe sunt reprezentate prin imagini. Aici vedeți un rebus pentru limba engleză care are mai bine de 150 de ani, dar rebusul există încă din antichitate. Probabil confuzia între cuvintele încrucișate și rebus a apărut pentru că revista consacrată cuvintelor încrucișate și rebusurilor, care, apropo, se apropie de vârsta de 100 de ani, felicitări, se numește Rebus. Aici puteți vedea o revistă Rebus din 1957. Vă recomand, când aveți timp liber, să rezolvați careuri de cuvinte încrucișate și rebusuri. Această activitate dezvoltă vocabularul, cultura și mintea, spre deosebire de majoritatea videoclipurilor scurte de pe internet, care nu dezvoltă nimic, ba, dimpotrivă, de multe ori atrofiază mintea. Am făcut această introducere deoarece azi vă prezint ceva asemănător cu cuvintele încrucișate, la o scară foarte mică, și anume numere încrucișate. Deci în fiecare pătrățel pe care îl vedeți, se găsește nu o literă, ca în cazul cuvintelor încrucișate, ci o cifră. Și așa cum literele alcătuiesc cuvinte, cifrele alcătuiesc numere. În cazul nostru este vorba despre trei numere întregi, care, după cum veți vedea, au legătură cu vârstele pe care le au trei frați, Andrei, Bogdan și Cristina. Pe unul orizontal, cum se spune la cuvinte încrucișate, se găsește vârsta lui Andrei. Pe verticală este suma vârsta lui Andrei plus vârsta lui Bogdan. Iar pe doi orizontal este suma vârsta lui Andrei plus vârsta lui Bogdan plus vârsta Cristinei, adică suma celor trei vârste. Știind că Andrei are mai mult de 9 ani și că doi frați sunt gemeni, prima întrebare este, care sunt gemenii? A doua întrebare este, câte seturi teoretic posibile există pentru cele trei vârste? Spun teoretic, deoarece practic, în unele cazuri, diferențele de vârstă ar fi cam mari pentru trei frați. Mulțumesc pentru atenție, succes! Pe săptămâna viitoare.